Consilierul local Daniela Onița Ivașcu a cerut înființarea unei mici piețe în Cuza Vodă pentru a evita ca oamenii să vândă pe stradă în condiții improprii. Acolo a existat o piață, o piață mică în care producătorii vindeau zarzavaturi, legume, am văzut inclusiv produse lactate, ceea ce, hai să zicem, produsele în regulă, pentru că acelea trebuie să beneficieze de niște spații. Nu mai este piață. Știu că noi am discutat că ar trebui în acea zonă să nu desfințăm în totalitate acea piață, care este o piață până la urmă urmei acelei zone, care este o zonă destul de aglomerată. Eu am mers, am luat legătura cu persoanele, o să înregistrez oficial către primărie un tabel, o solicitare, vorba de 30 de persoane care și-au asumat prin semnătură fiecare faptul că doresc să se reînființeze acolo, practic să se reamenajeze cu 4 mese, n-au cerut mai mult, 4-5 mese și sunt de acord să plătească contravaloarea faptului că ele vor comercializa sau acești oameni vor comercializa aceste produse în zonă. Înainte de a se desfința piața, noi am avut de nenumărate ori ieșiri împreună cu cei de la Urbana și nu numai, în piața respectivă, unde erau mese, unde era amenajat pentru un spațiu civilizat, se vindeau nu se vindeau țigări, nimeni nu intra acolo. Au fost amendate persoanele care făceau comerț în gang. Oamenii erau obișnuiți să meargă și să facă comerț acolo în gang, să-și scoată mărturile acolo, pe trotuar, pe unde nu aveau niște lăbițe. Deși am rugat frumos să meargă în piață, nu. Au mers 2-3 persoane au vândut în piață, restul acolo în gang. Și eu sunt de acord să identificăm un spațiu undeva acolo, în zonă, în care să se pune 4 mese. Dar prin acesta, eu nu cred că vom desfința vânzarea în gang. După mai multe discuții pe această temă, reprezentanții administrației locale au spus că în perioada următoare vor încerca să identifice un loc în care ar putea fi construită o mică piață în Cuza Vodă.